pornit înregistrarea. Deci prima dată vreau să ne aducem aminte pur și simplu ce se face cu turnul pe parcursul unei partide. Adică să îl optimizăm, să aibă poziția cea mai bună pe parcursul unei partide. Deci o partidă de șah are trei faze, deschidere, joc de mijloc și final. O primă întrebare pentru dumneavoastră. În care fază a partidei credeți dumneavoastră că se simte bine un tur? Da, zi. În final. Corect. În final. Pentru că el, fiind o piesă care se mișcă pe linia șapte. Pe coloane și pe linii libere, în final dispar foarte multe piese de pe tablă, apare foarte mult spațiu liber la dispoziție pentru turnul respectiv, care se poate duce și înainte și înapoi, și la stânga și la dreapta. Din deschidere este într-un fel perioada cea mai dificilă pentru un turn, de aceea el și se dezvoltă în urma cailor și a nebunilor, da? Unul de obicei prin rocadă și celălalt, pentru că nu există, ca să spun așa, coloane deschise, este bine, cum este cazul aici, să ne uităm la această poziție, este bine să ne punem turnurile pe centru. Chit că coloana respectivă nu este deschisă, turnurile se pun pe centru de obicei, unul lângă rege și celălalt alături de el. De exemplu, aici și negru are un turn care prin raze X, putem spune, Tudor, fii atent aici, lasă piesele, că dacă încerci să aranjezi poziția asta, vom dispare repede. Asta e un fel de introducere la lecție. Lecția propriu-zisă are altă denumire, da? Bun. Dar vreau să vă aduc aminte și mersul turnurilor într-o partidă, cum să scoatem maximum posibil de la ele. Deci aceasta este poziția optimă pentru turnuri în deschidere. În primul rând să nu prea părăsească linia întâia dacă sunt turnuri albe sau linia opta dacă sunt turnuri negre. Și să stea pe linia întâia și pe linia opta și eventual să se uite așa în depărtare la teritoriul inamic, poate vede o țintă. Dacă vede o țintă și pe care o poate captura, evident că turnul poate intra în luptă. De exemplu, asta este tot o poziție de turnuri în deschidere, în care spuneți-mi și mie, având în vedere poziția anterioară, ce ați puntat cu albul aici? Este o poziție de mijloc dintr-o partidă a lui Magnus Carlsen, el fiind la albul. Ce credeți că mută Magnus Carlsen aici? Propuneți-mă mutare. Păi este o partidă a lui Magnus Carlsen. Deci suntem în faza de deschidere. Ce ați mutat cu albul? În partea de deschidere? Da. Deci, dată, turnurile în partea de zi. Eu în D6. Nu te uita după baliverne, întâi scoateți și turnul din pe unul care pe coloană super închisă. Deci ce joc? D3. Nu, zi, Ana. Gândește-te la diagrama de dinainte. De la pe unul la... Corect, turnăm 1. Deci, încă o dată, turnurile stau pe coloanele centrale în deschidere, chit că ele nu sunt deschise. Cristi, gata. Daniele, refuză-l când te mai întreabă ceva. Nu, da? El m-a întrebat. Bun. Te-a întrebat când te duci și tu la avansați. Așa. Deci, punem turnul de la pe 1 la 1, uitați-vă, și puteți spune, păi da, dar negru are, stă cu două turnuri pe coloane semideschise. Ale mele sunt tot pe coloane închise. Da, sunt închise, dar totuși au rază de acțiune. De exemplu, turnul ăsta se poate și lifta, de genul turn de 4 și turn pe undeva. În stânga, în dreapta. Nu, acum, mai târziu. Dar stau în spatele pionilor D și E, care sunt un plug care deja s-a rostogolit în teritoriul inamic. Da? Nu, nu, încă nu. Aici. Din nou ne uităm la acum ce face un turn în jocul de mijloc. De obicei, încă o dată am trecut peste faza de deschidere, în jocul de mijloc, de obicei un turn, dacă e alb, îi place să fie pe linia 7, iar dacă e negru, pe linia 2. Asta e visul oricărui turn. Ce observăm aici? Cum este în această poziție? Albul numai ce a mutat turnul de la P1 la P3. Cum se cheamă această manevră? Lift. Liftare de turn, da?
Deci, practic, el pur și simplu vrea să joace turnul de la F3 la G3, să-și pună turnul în fața pionului și să participe eventual la un atac asupra regelui negru. De exemplu, dacă eu cu albul fiind la mutare joc turn G3, ce amenințare am aici? Nu, zi. Hai să zicem că ăsta face un rând domn. Joacă așa. Noi dăm șah la F6. Zi. Dar cu G4. Ce 4 este aici? G4 aici? Da. A, G4? Păi da, dar să joc G6. Nu, ți-au pur și simplu pionul. E legat. Același scop ca la dama G4, dar ți-am mai luat și un pion. Da? Deci, efectiv, aici cu, eu cu negru trebuie să fiu atent și deja pic sub atac după, să zicem, un rege H8. Ca să nu mai poți bate la H8. Negru la rândul lui are și el un turn pe o coloană deschisă, dar nu prea ai câmpul de intrare pentru el. La C2 n-ai cum să intri. Unde mai? La C1 de, iar de nicio culoare? Cred că s-a dus la... Nu știu. Deci eu vă arăt pur și simplu o poziție de mijloc prin care dumneavoastră vreau să înțelegeți că visul oricărui turn, dacă este alb, să intre pe linia 7, iar dacă este negru, să intre pe linia 2. Poziție de mijloc. Cine stă evident mai bine aici? Evident. Nu are unul, are doi. Și e pe coloana 7. Două turnuri pe coloana 7 te fac praf pur și simplu, da? Deci aici, dacă pui calculatorul, zice că, calculatorul zice așa, indiferent cine la mutare, albul câștigă. Da. La revedere. Depinde. Nu că depinde. Dacă joacă bine, câștigă. Da. De exemplu, joacă tur pe 7 și te-ai dus. Colosus într-o turcă te-ai ascuns. Bun. Din nou, joc de mijloc. Ce aș juca cu albul aici? Întrebare pentru dumneavoastră. Armatele nu prea sunt egale. Negru are o piesă în plus, ușoară. Are un nebun care este la G7, este în plus, ăsta. Dar albul este la mutare. Din nou, poziție dintr-o partidă de-a lui Magnus Carlsen. Zi, Ana. Turnul de la A1 la E1, adică să-ți duci turnul, să-ți aduci și celălalt turn la luptă. Bun, e o mutare logică și într-un fel bună. Dar vreau să caut una agresivă. Poate să te da. Pentru că turn F5, și care e agresivitatea în turn F5? Păi ți-au cu nebunul. Nu. Deci care e visul oricărui turn alb? Păi vezi, deci turne 7 cu amenințare de mat, tăticu, te-am făcut praf. Nu poți să pleci cu acest cal să-ți aperi nebunul cu dama, că acest cal trebuie să apere câmpul H7. Deci tu, practic, ești forțat la turn G8 ca să-l aperi. Altceva n-ai. Încă o dată, n-ai, efectiv nu ai. Ce mutați cu albul aici? Zi, Cristi. Turn F7. Dar cal pe 7 ce are, că e mat. Da, ce? Turn pe 7 îmi dai voie să respir. Un pic. Dar nu, respir. Nu contează, un pic. Eu vreau să-ți dau mat într-o mutare. Cal pe 7 și așa. Da, tu dai în 700. Unde? Ce amenințare are turn pe 7? Spune și mie, ia. Uite, de exemplu, eu mut, ce să mut, ca să te pap. Da. Ce? Ha. Uite, joc turn F8. Da. Eu îți bat. Ce bat? Îți bat calul. A, ca să-mi dai mat? Da. A, stai că m-am prins. Eu credeam că tu joci... A, la turn pe 7, ia, uite, joc nebun H5, poftim. Eu ce bat? Ce? Eu îți bat nebun. Păi ți-l iau cu calul. Păi și tu faci... că am pierdut material, am pierdut partidul. Ce, da? Nu, e o idee, dar tu trebuie să o găsești pe aia bună. Cel mai bine se simte turnul exact cum ați spus în final. E atâta spațiu liber la dispoziție, coloane deschise, linii deschise, fără pioni, nici de-ai mei, nici de-ai adversarului. Și când ne uităm, de exemplu, la această poziție,
negru numai ce a mutat turnul de la D7 la E7, poziția este relativ egală, dar vreau să vedeți ce înseamnă un joc bogat de turnuri în final, făcând două bătăi pe acest pion. Dar să nu uităm că în același timp este asta o amenințare directă, da, și concretă? Nu. Pentru că ai, uite, de exemplu, eu fac o mutare, rege pe 1. Și ce dacă poți? N-ai pierdut nimic, că ți-au și eu în așa. Deci trebuie să vă uitați tot timpul și la propriile turnuri, da? Bun. Cine credeți că stă mai bine aici? Cine e la mutare aici? Negru. Cine credeți că stă mai bine aici? Și de ce? Aici vă învăț o regulă a lui Taraș. Ca să țineți minte un lucru. Este foarte importantă regula asta, Daniel, nici tu nu o știi. E bine să o știi pentru dincolo, că tu ești deja la avansat. Întotdeauna când aveți un pion liber, cum este albul aici, da? Este bine să aveți turnul în spatele lui. Deci să nu-l aveți în față. Deci albul stă mult mai bine. Dar cum credeți poziția asta că este? Este câștigată de alb? Uitați-vă la poziție, nu la mine. Nu te uita la mine și încerci să-mi ghicești răspunsul în ochii mei blânzi. Nu e câștigată. Evident, într-adevăr, am avantaj de spațiu, am avantaj pozițional, dar totuși nebunii sunt de culori diferite. Într-adevăr, este o mare diferență între turnul meu și turnul ăsta. Pentru că turnul ăsta trebuie să stea tot timpul pe linia A8-a ca să oprească înaintarea acestui pion. Da? Dar aici, de exemplu, să zicem că eu cu negru joc A3. Zici, păi bine, dar ce-mi dai un pion? Păi da, dar ți-i dublez. Și pe urmă joc E4, eventual. Și fac două bătăi pe asta. Bun. Ca să înțelegeți această... B3, iar împingeam E4 și încercam să-ți iau pionul din D6. Sau dacă nu, schimbam pionul meu din E4 cu ăla din B3. Marea problemă pentru dumneavoastră este să rețineți această regulă de aur inventată de Taraș, adică inventată. Practic, el a ajuns la o concluzie, urmărind mai multe finaluri. Întotdeauna, încă o dată, când ai un pion liber, deci pionul ăsta liber se duce încolo. Care turn credeți că stă bine aici și care stă prost? Cine răspunde la întrebare? Albul stă mai bine. Albul stă mai bine și negru stă mai prost, nu? Da. Din punctul de vedere al așezării turnului. Că din punct de vedere material, negru are un pion în plus. Dar într-adevăr ai mare dreptate, încă o dată. Indiferent că joci cu un pion liber în plus sau împotriva unui pion liber în plus, turnul tău stă în spatele pionului. Deci dacă tu, ăstea două piese ar fi fost inversate, turnul negru stătea aici și turnul alb stătea aici, poziția era groasnică pentru alb. Nu, muteai din rege. Muteai din rege și pierdeai partida. Păi vii din rege ca să-l iei pe ăsta și când bați aici, nu, asta deja e aici. Nu, mutări de așteptare. H2, G2. Și ăsta vine așa. Ce fac? Păi tu zisești că îmi faci mutări de așteptare. Păi dacă e așa, nu fac. Deci încă o dată, dar așa cu turnul aici, în spatele pionului, ai mari șanse cu albul să faci remiză. Deci efectiv s-ar putea ca asta să fie chiar remiză. Nu mă prea pricep eu că sunt prea bătrân pentru astfel de poziții. Așa? Dar încă o dată, ideea de bază pentru mine este următoarea. Ca eu să stau cu turnul aici și când te apropii cu regele să te iau la șacuri. Și când vin coace, să vin înapoi. Și pe mă steau la șahuri așa, din spate. Bun. Și acum o poziție practică dintr-o partidă jucată între Vladimir Kramnik și Nigel Short. Vladimir Kramnik, fost campion, al 14-lea campion mondial de șah. Deci imediat după Garry Kasparov, care a fost al 13-lea, cel care l-a bătut pe Garry Kasparov a fost Vladimir Kramnik, de bine în anul 2000. Ce joacă Kramnik aici împotriva unui mare maestru de top englez, Nigel Short, care și el a jucat cu Garry Kasparov, dar la bătaie. Și întrebat după meci Garry Kasparov de un reporter, cum a fost meciul cu Nigel Short? Asta se întâmpla în 93. Kasparov a răspuns glumeț Short.
Știți ce înseamnă adică short ușor, în engleză? Scurt, da. Și într-adevăr a fost foarte scurt, da, l-a spulberat. Deci uitați-vă ce joacă albul aici. Pe principiu că turnul trebuie să stea în spatele pionului liber. Domnul, trebuie să... Zi. Mut și F1. Tur F1, pe ăsta e liber. Tur H1 joacă. Să-l împing pe ăsta. Și ăsta, săracul Nigel Short, nu vedea altceva decât să gunească acest cal de aici și pe urmă să le ia la șahuri eterne. Dar asta se duce. Până mai tu pe mine, eu te iau pe tine. Mai bine, dar nu e nici împotra. Domnul, dar nici împotra nu era. Îți dau un șah. Ăsta vine aici. Îți dau un șah. Kramnik a venit aici și ăsta a cedat. Pentru că trebuie să dea turnul pe pion. Șah. Și tu nici opt. Unica posibilitate să opresc acest pion. Dar în momentul ăsta ești complet pierdut. E. Pentru că ai rămas cu o calitate și un pion în minus. Da? Asta a fost, ca să spun așa, prima parte a lecției. A doua parte a lecției, Cristi s-ar putea, care este lângă mine, nu mai încace dacă vezi, te vezi așa în asta, s-ar putea tu să fi făcut acum vreo 2-3 ani și să fii la fel. Am să vă arăt o partidă din cadrul acestui capitol care începe așa E4, E6, D4, D5, cum se cheamă apărarea asta, Flavius? Apărarea? Zi, Daniel? Apărarea franceză, corect. Asta zice și eu. Corect, și eu. Cal C3, cal P6, E5, cal D7, teorie, cal P3, nebun B4, inexactitate. Deci negru trebuia să joace C5 imediat aici. Deci nebun B4, nebun D3, rocadă mică, mutare normală, respect al treilea principiu, greșeală grosolară. Face rocadă și negru. Nu. Deci al doilea capitol are ca titlu Sacrificiu grecesc. Deci, ca să înțelegeți un lucru, uitați-vă cum a continuat partida asta. Nebunea pe H7. Și în primul rând, când ți se face un sacrificiu grecesc, trebuie neapărat să-l acceptați. Asta e, să ziceți, băi, poate scap. Dar dacă nu îl iau, precis pierd partida. Deci rege H8, nebun D3, ai pierdut partida asta. Pentru că pe urmă vine cal G5, dam H5, salut. Partida. Deci, trebuie să-l bați. Dar după cal G5, șah, da? Ăsta are, uitați-vă aici, 4 câmpuri. Pentru că nu poți să bați cu daun. Deși să știți că așa calculatorul așa ar juca. Să bată cu dama. Să dea dama și un pion, dar să ia și el două piese ușoare. Și nu e mat. Dar, încă o dată, ia să ne uităm un pic. Domnul, dar n-am putea să jucăm de rege G6 sau să... Păi tocmai asta vreau să-ți explic. Deci negru are 4 câmpuri de retragere. Hai să luăm cu cel mai prost. Rege H8. Pentru că îți dă șah. Mat în două mutări. Damă H5, rege G8, mat. Hai să luăm cu al doilea cel mai prost. Rege G8. Tot damă H5. Două mutări. Și singura lui posibilitate, dacă nu vrea să bată cu dama, este turnă 8. Pe ideea că dacă îți dau șah direct, fug aici, îți dau șah, fug și când îmi iei, am timp să respir cu turnă 8. Dar, vreau să rețineți acest lucru, înainte de a da acest șah, îl iau pe ăsta cu șah. Șah. Și acum, șah. Și acum mă duc pe partea altă, că el nu mai are pion la P7 și ăsta e mat. Negru nu mai are timp de turn pe 8, da? Al treilea cel mai greșit, rege H6. Rege H6, pot să mut calul ăsta unde vreau, pentru că e piesă mască și el va primi șah de la C1 și zbor dam. F7. Ori pe 7, ori 6. Amândouă sunt bune. Nu, adevărul e că mai bun e 6. Știi de ce? Pentru că dacă joc ăsta, cum îi spune, calea pe P7, șah dublu, și asta e câștigat, evident, și calea pe D8, după turnea pe D8, ăsta zice, bă, mai bătut, ai mai multe piese, dar cel puțin am și eu coloană liberă pentru turnul. Poate mă întorc înapoi. Dacă îndijești cale 6 aici, părerea mea, cale 6, șah
și ți-au dama, nu o să mai ai coloana pe. Dar încă o dată, văzurăm trei posibilități. Da? Deci am zis bine ce am zis. Deci, n-ai zis, da, nu ai zis foarte bine. Deci, la acest cal de 5, singura șansă pentru negru ar fi rege G6. Sunt trei posibilități care le-am făcut eu cu roșu aici, în care vedeți cum poate ataca albul. Toate trei sunt cel mai bune, foarte bune. Dar cel mai bine aici este mutarea care? G4. Dama G4 este o continuare, cea mai tare aici este H4. Pe ideea că îți dau șah la H5. Aaa, și după aia tu bați și dai... Și după aceea, după rege H6, calea pe I6, da. La revedere. Deci aici, efectiv, în partidă negru cedează. După mutarea asta, da? Păi de ce mai face? Nu mai are ce face, pentru că degeaba joci tu în H8, eu tot H5. Domnul, am și turn în spate, da? Dai dama pe turn. Am și turn în spate, deci nu poți să bați cu turnul, că îți dau dama H5, marți. Domnul, da? dai dama pe cal. Dar să știți că într-un fel sunt poziții în care într-adevăr poți să joci și damă de 3 șah. Da, de una de 3. Sau poți să joci și damă de 4. Și acestea două duc la câștig. Să nu... Deci pe 5, damă de 3, nu-ți bat ampasant nimic. Damă de 3 și n-ai cum să scape aici. De acest calea pe 6, șah și damă. Sau șah și mat. Sau șah și ce vreau eu. Și acum, revenind puțin înapoi, vreau să înțelegeți un lucru. Deci, ca să înțelegeți, deci da. Negru are două tipuri de rocadă mică pe care le poate face pe parcursul unei partide. Rocada asta obișnuită și rocada tip cazemată. Haideți, de exemplu, să vă arăt printr-o altă deschidere. De exemplu, să zicem că albul joacă așa, negru joacă așa, albul joacă așa, negru joacă așa, albul joacă așa, negru joacă așa, albul joacă așa. Și negru joacă așa. Astea sunt cele două tipuri de rocadă mică. Nu. Depinde de deschidere. Pentru că dacă la cazemată îți dispare nebunul de negru, ai pus-o de mămăligă. Câmpurile negre sunt foarte slabe. Funcție de stilul de joc al fiecărui. Dar, încă o dată, astea sunt cele două tipuri pe care le poate adopta un jucător de rocadă mică. Rocada normală, asta. Calul la P3 și pionii aici ca o păturică îl aranjează pe ăsta și zice dacă că începui la și nu știu cât pentru că veniți foarte târziu, pipi. Da, las că vă țin până la 5 jumate, să știți că eu vă pot ține și până la 6. Da, păi da, da, așa. Vă las pe urmă să jucați, n-aveți grijă. Deci, asta e un tip de rocadă. Ce se întâmplă în partida noastră? Că vreau să înțelegeți un lucru. Ce lipsește acestei rocade care zici că e tip normal? Păi lipsește prezența acestui cal la P6. Deci calul ăsta a fost alungat în spate de un pion alb la E5. Deci pentru a executa acest dar grecesc, trebuie să îndeplinești totuși niște condiții, care sunt destul de multe la număr, dar să știți că apare foarte des totuși darul grecesc. Cine l-a mutat? Albu. Atunci dai H7. Da, păi nu vă arătai, asta e poziția pe care vă arătai. Vreau să înțelegeți în ce condiții apare acest sacrificiu grecesc. Deci, în primul rând, calul negru nu are câmp la F6. Asta e una din condiții. În a doua condiție este ca acest pion să fie la E5. Să nu poată nici să vină înapoi. Al treilea, să ai poziția pieselor așezate așa. Damă, cal nebun. Al patrulea, foarte important, pe care mulți nu le au în considerare, este ca acest nebun să nu cumva să aibă diagonala asta deschisă. Păi dacă o are muscarul și după aceea... Pentru că, fiți atenți aici, hai să, deci o dată, nebunea pe H7, rege H7, cal G5, dacă diagonala asta ar fi deschisă a nebunului din C8, ăsta ar veni cu minte înapoi și când tu joci dam H5, nebunul ăsta având chipurile fără, deci n-ai avea nici cal la D7, nici pion la E6, ai mutat nebun pe 5. Și n-ar fi niciun mat. Și ai dat și nebunul degeaba. Și ai dat și un nebun pe un pion și ai pierdut partida. Deci sunt niște condiții care într-adevăr trebuie îndeplinite, dar să știți că apare foarte des. Trec la următorul exemplu de mat, ca să spun așa, darul grecesc. Deci suntem într-o partidă în care albul este la mutare, poți să faci un dar grecesc, mai este o condiție, stați că uitați. Nu poți. Nu poți. Pentru că ăsta are nebunul la E7 și nu poți în acest moment să joci nebunea pe H7 și cal G5 șah, că îți bate cu nebunul. Deci are baterie, damă, nebun pe această diagonală. Da? Deci aici nu poți să faci darul grecesc de nicio culoare. Nu.
Face. Nu știu. Habar nu. Vă las să jucați. Nu, mai bine facem atunci. Lasă, nu, vă las să jucați. Vei juca cu Ana și îți dă bătăița, Ana. Așa. Deci fiți atenți aici. Deci nu pot să fac sacrificiu grecesc. Da. Dar vă zice așa aici. Da? Bun, nu pot. Dar ce vrea negru să facă? Să joace C6-C5. Să-și dea drumul acest nebun. Da? Și atunci albul joacă foarte corect în partidă nebune 4. Păi ideea nu mai poți să împingi C5 și că ți-au nebunul din spate, nu? Deci e confruntare de plan. Și negru aici totuși vrea să împingă C5. Zice, stai mă așa, stai. Dam-o B6. Să-mi ia pe nebunul și tot împing C5. El fiind convins că nu merge niciun fel de sacrificiu grecesc. Și aici albul joacă nebun G5. Nu, încă nu, nu merge. Dar joacă nebun G5, o mutare de dezvoltare cu tempo, pentru că îți atacă acest nebun neapărat, odată cu plecarea damei. Și aici orice mare maestru care este cu țiglele pe cap, adică, dar e greu să găsești un mare maestru care să-și recunoască greșeala, sau mă rog, s-ar putea să nu fie, dar și-ar da seama de greșeală și s-ar întoarce cu dama înapoi. Da, am pierdut două tempouri, dar asta este. A simțit pericolul, da? Dar ce face negru aici? Îi bate. Convins că nu merge sacrificiu grecesc. Și de fapt, exact acum sunt toate condițiile îndeplinite. Nebunia pe H7. Deci nu-ți bat acel... Pe urmă ți-l bat cu șah. Și după rege H7, cal G5, rege G6, damă G4. Deci vedem aici al doilea, a doua metodă de a câștiga. P5, damă G3, damă D4. Stați un pic, că e foarte interesant aici. Uitați ce a jucat negru aici. Damă ia pe D4. Și după aia poți să zic... La prima vreme... Stați, că tot timpul trebuie să vă gândiți, bă, ce mutare stupidă făcut ăsta. Poți să zic ce am avut atare. Da, zi. Are mută H4. Sau îi dă... Nu, calea pe 6 și așa și damă. Hă? Ce? A, ba, da. Nu, e greșit. Deci când îi dai șac și damă, ăsta îți bagă dama în față și râde de tine. Și a rămas, da, deci chitca, dar tot voi rămâne, damă, voi rămâne cu H4. Două piese. Nu, nici H4, nu e bun. Cum, păi damă, ce ai? H4, tot damă G4 joc. Nu, ăsta i-a jucat cale 4. A, da, șac prin descoperire. Tot șac prin descoperire, dar îți opresc damă G4. Și partida, practic, s-a terminat. Șah. Ți-a menit mat la H7, ca pe 6, bat, șah, și aici a cedat. De ce? Pentru că n-ai decât rege E7 și îți bat G7. Da? Și ești goază. De ce? Pentru că n-ai decât asta și pe nu ți-au damă. Ai pe coloana D și ți-au damă, da? Este Tudor? Tudor. Mă aprob. Ai fi și tu atent. Știu că încă o dată ți-am spus asta e jucată, e prima partidă în care apare darul grecesc, jucată la 1630. Dar atunci are o monedă. De către Gioachimo Greco, ai fugit. În care, ia uitați-vă, aici preventiv Gioachimo Greco joacă H2, H4. Dacă nu cunoașteți modul de atac al sacrificiului grecesc, nu o faci. Dar de fapt acest H2, H4 îl împiedică pe negru să facă rocada. Dar negru face rocada. Da. Mare greșeală. Bang. Prima condiție. Îți alung calul de aici. A doua, șau. Acu degeaba ai baterie, damă nebun, că eu ți-am jucat H4. Ăsta a fost rolul acelei mutări. Și după rege H7, cal G5. Și trebuie să bați calul ăla, că dacă nu joc... Dacă îmi bate, șah de la turn. La G6 ești mat imediat. Da, să nu e, da, să nu e. Iar la... Ba da, e grecesc. Pui grecesc. Deci, iar la G8 urmează, ce urmează sub? G8. Deci, dacă nu vii la G6 și te duci la G8, ce joci cu albul? Doamne, poate să zic. Damă H5, nu? Da. Ai două câmpuri de mat.
Și dacă joc pe 6, 5 joc 8. Vreau să scap, la orice îmi dai șahor la pe 7, H7, sau pe 7. Bași pion în față. Corect, e închis cușca și e mat. Felicitări, Sofie. Felicitări. Dar grecesc ratat. Deci vă arăt și o partidă în care a pierdut cel care a făcut darul, pentru că n-a ținut cont de acele condiții pe care trebuie să le ai pe tavă. Deci, uitați, E4, E6, D4, D5, franceză, bate, bate, schimb, pam, 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 și aici albul zice, mamă, am toate condițiile, ia uite. Calul ăsta nu e la pe 6, nebunul e aici. Da, ăsta? Nu, nu e ăsta. Deci, șah, șah, și ăsta vine înapoi. Și când mă duc pe el, ăsta are nebunul din ceo. Nebun pe 5. Și râde de tine. Râdeam. Partida a mai continuat. Într-adevăr, n-avem timp să o explicăm. Vă arăt așa, ca fapt liber. Deci G4. Să fie sănătos. Nebun G6, nu, lasă. Lasă că îi trece. Nebun G6, dăm damă, damă H3, cal C6, practic ai o figură minus. Știu că e prea repede, dar deja în acest moment totul s-a lămurit, pentru că negru a rămas cu piesa în plus, ba e și mai bine dezvoltat, albul are trei piese care se duc aici, și tot ce vrei, și tot ce vrei, dar grecesc. Tot ce nu vrei. Da. Ziana, cum faci? Arată-mi aici, ca să înțeleg. Ești cu albul la mutare, ce muți? Dar nu grecesc. Pune-l în aplicare. Da, mă, știu. Nu, gata. Nu, cal G5 încă o dată, joc H6. Dar o greșesc încă o dată, când ai toate condițiile îndeplinite, deci n-ai cal la P6 negru, începe cu acest sacrificiu tematic de nebun. Adică dai nebun un câmpion. Șah, H4, damă de 3, iau prin ampasam pe la Loreno. N-ai cum să scape aici. Și ce dă? Da? Bun. Mersi pentru lecție. A, e și 50.